Salut și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi vom face un unboxing special de ziua mea cu Bendy and the Ink Machine. Am făcut tot jocul pe canal, puteți să-l vedeți mai jos, poate, dacă vă arată. Și hai să începem cu prima figurină, care este The Projectionist. Este figurina e puțin prea mare și așa că Funko a trebuit să o pună puțin laterală, dar totul este ok. The Projectionist are foarte multe detalii. Hai dăm și cutiile mai departe. Așa este figurina. Vă arăt așa părți. Asta este cum arată în față. Iar pe spate arată așa. Văd că este puțin murdar cu cerneală. Are aici butonașul ăla sau ieșirea aia. Niște cabluri care îmi place foarte tare. Văd că Funko n-a putut să facă aici puțin cu galben, ca și cum se pare că The Projectionist deschide ochi ca și cum. Dar totuși, tot este o figurină foarte șmecheră. Hai să trecem la a doua figurină. Spunem și asta așa. Care este Striker. Tot așa un caracter din Butcher Gang. Care este, cred că, unul dintre cei mai ciudați. Cel mai normal este ăla, Piper, ca și cum șeful lor. Așa arată figurina pe față. Și văd aici că are și un stand într-o figurină. Da, are și un hole, ăsta o gaură, în picioare, ca să pui standul. Și ea a stat ceva de genul ăsta. Văd că are gurița aici în cap. Are ochiul puțin scos, ochiul lui normal de desene animate, gura asta sau cel puțin asta trebuie să fie, este așa închisă, are un fel de munți, care zici că e, și are patru mâini. Aici în spate vine a patra mână care se duce prin robotul ăsta, iar mâna de aici vine tot așa prin robot. Aici sunt două mâini libere, o chestie albă și picioarele. Chiar e o figurină foarte, foarte faină, îmi place foarte mult, așa că o să trecem la a doua. Pune figurina aici, iar cutiile la fel. Nu știu ce cutiile, dar cutiile. Și este Fisher. Fisher avem chiar aici. Hai să deschidem figurina. Fisherul ăsta chiar e foarte detaliat. Are și nasul lui și ăsta, nu vine să-i zic, nu vine să-i zic în română, dinții așa, un wrench, o mână care vine de undeva de aici, lemnul, are și un peștișor mic, foarte drăguț, ochiul lui și uite aici o nouă bancnotă, un lemn, un plank, care scrie liar, super tare. Și, ups, noi. Cred că și asta are un stand pentru Funko Pop-uri. O să-l pun aici. O, picioare. Ce e greu la astea să-l pui. Figurina are așa și parcă, uite. Asta cred că e un protector de nas, ca să nu mi se rupă ceva, dar se pune aici, la nas. Ok, n-am nevoie de asta chiar acum, iar cutiile le punem pe astea, așa. Și acum, favoritul meu, Bendy plușul. Este super mare, este și de pluș, se simte foarte bine. Are și mânuțele lui cu niște mănușele, o de-asta bow tie, un zâmbet foarte drăguț, niște ochișori, niște picioruțe de bebeluș, zici? Totul este negru pe spate, cam așa arată, aici are o etichetă cu Bendy and the Ink Machine. Tot așa o etichetă cu Bendy, nu mai știu, zice ceva pe spate. Free game download bendy.io free. Apropo, este demo pe Steam gratis.
Au fost făcute de Fat Mojo, super tare, de Joey Drew Studios și tot așa cu Benny and the Ink Machine. Hai să tăiem și noi eticheta. Vedem aici, luăm toată eticheta și o punem acolo. Și mai avem tot așa o etichetă aici. Aici așa. O etichetă aici. Hai să tăiem și pe asta. Haide. Gata, am tăiat-o. Și cam ăsta este plușul. Super tare, super mare și super pufos și grăsuț. Și foarte grăsan, sincer. Bun, și cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!